Noi am anticipat aceste declarații pentru că asta este starea de fapt reală. Noi, și cel puțin eu am fost din primele momente acolo, am trăit aceste lucruri și am văzut cum, într-adevăr, este dresat. Ce să spună, cum să spună, în momentul în care deviază de la sarcinile primite, este apostrofat, este luat la interogatoriu, este băgat singur între patru ochi cu anumiți indivizi, pe care ieri i-a explicitat și a spus cu nume și prenume. Unii ne-a surprins și pe noi pentru că nu știam de toți. Unul din ei a spus că este numărul unu care l-a amenințat cu moartea, care a explicat că o să l-o moare, care a explicat că el la rândul lui a mai închetat pe unul ca el și care nu s-a comportat corespunzător și nu are decât să intereseze că a murit și a dat exemplu un caz celebru și a zis că o să aibă soarta alea. Deci judecătorul a fost atent, doamnă judecător, la aceste lucruri, președinta completului, l-a întrebat, într-adevăr, să spună explicit despre ce este vorba. El a explicitat că a fost torturat, inclusiv Risipiteanu, că au fost torturați fizic. Fizic. De cine, domnul Pop? De organe ale... Deci că există această presiune ca ei să recunoască fapta. Da, și a explicat și a dat detalii cum ambii, și în special acum vorbesc de Dincă, în momentul în care nu spunea ceea ce se trasat, îi se spunea explicit ce să spună, cum să spună, și era pus să scrie acele scrisori din penitenciar pe care le scria împreună cu un colectiv de anchetatori, el era luat și a dat nume explicit când, unde și ce fel, era luat deoparte, era amenințat cu moarte, îi se explica ce o să-i se întâmple, între patru ori și de câte ori se întâmplau lucrurile astea, el era efectiv dresat și șantajat. Domnule avocat, am o întrebare. Un om care știe că nu are nicio șansă de scăpare, credeți că s-ar mai teme momentul ăsta de o amenințare așa cum se insinuează? Sincer. Lui este frică că o să fie omorât și a explicat cum a reușit să supraviețuiască și cum a înduplecat pe un criminal care trebuia să-l omoare și ăla i-a predat sau i-a dat, i-a arătat pastile și otrava pe care trebuia să le pună în mâncare. Pentru că din care și o anumită putere de convingere, are și o latură din aceasta, știți, mai socială. Ați văzut foarte multe cazuri, domnule Tornel Pop, și sunt convinsă că Gheorghe Dincă e un profil interesant pentru psihologii criminaliști, dar partea asta de victimizare care vine după o perioadă, cum să spun eu, cu o imagine a lui Dincă aproape semeață uneori, sfidătoare? E foarte sfidătoare. Cumva, da, vă rog. El avea un deal, avea o înțelegere cu procurorii, asta a spus-o. Și s-au asigurat niște lucruri. În momentul în care acum nu mai este sub puterea procurorilor și este greu ca procurorii să-l mai coordoneze și nu mai au un acces, pentru că el fiind în penitenciar, procurorii nu mai pot să aibă acces. Că ziceți că e frică că îl omoară cineva în penitenciar. Nu mai pot să aibă acces. Nu mai pot acei polițiști pe care el le-a denumit să ne înțelege. Nu a spus că l-au amenințat procurorii direct, ci a spus de doi oameni. Și nu a spus de Barbu că l-a amenințat. A spus că lui Barbu i s-a luat dosarul și a venit un domn ciobanu care era foarte supărat că subalternii dânsului au dosarul și că nu i-a fost dat dânsului dosarul. A dat multe explicații. Rămâne de verificat. Noi, da, și noi e o speță interesantă. Habar n-am cum se va termina și mulțumesc, domnule avocat, domnul Pop, și sunt convinsă că pe tot parcurs, și chiar vă rog să ne țineți la curent cu evoluția dosarului. A fost avocatul familiei Melencu, Tornel Pop.